Salut! În ciuda protestelor și părerilor controversate despre această sărbătoare, Halloween-ul devine din ce în ce mai popular. Și chiar dacă obiceiurile de pe meleagurile noastre diferă de cele europene sau americane, pe măsură ce se apropie sfârșitul lunii octombrie, tot mai multe localuri și locuințe sunt decorate cu lanternele lui Jack, pânze de păianjeni, scheleți sau fantome. Dacă această sărbătoare nu ți este străină, ai dat declasamentul potrivit, deoarece astăzi vreau să-ți prezint câteva filme care te vor ajuta să te scufunzi în atmosfera acestei sărbători. Rămâi cu mine până la finalul acestui video pentru a găsi un film perfect pentru Halloween-ul tău. Deci, hai să începem! Franciza Halloween. Nici o sărbătoare de Halloween nu poate trece fără a fi vizionată cel puțin o parte din această franciză, începută în 1978. Popularitatea istoriei despre Michael Myers a avut urcușuri și coborâșuri, însă incontestabil rămâne o parte componentă și indispensabilă a acestei sărbători. Primul episod lansat în octombrie 78 a întrecut cele mai curajoase așteptări și cu un buget modest de 325.000 de dolari americani, a reușit să strângă 70 de milioane, fiind recunoscut clasic al cinematografiei mondiale. După succesul răsunător, au urmat alte 12 filme, ultimul lansat pe 15 octombrie anul curent, dar al 13-lea și ultima parte a francizei este planificată pentru octombrie 2022. Ordinea episoadelor nu întotdeauna este succesivă. Unele sunt continuarea istoriei, altele, din contră, nu au tangențe cu povestea originală. Pentru a te ajuta să te orientezi în firele narrative din franciză, îți prezint acest infografic în care poți vedea interdependențele dintre episoade. Nucleul istoriei de bază este Michael Myers, personajul devenit legendă. Acțiunea francizei începe atunci când Michael, în vârstă de 6 ani, o ucide pe sora sa mai mare. După acest incident, copilul este plasat într-un spital de psihiatrie. Însă tratamentul primit acolo nu ameliorează starea copilului și acesta peste 15 ani evadează. Revenind în orașul natal, Michael dezlănțuie un adevărat măcel, omorând fără milă pe cei care ies în cale. Povești de Halloween. Este o antologie compusă din 5 istorii diferite, având în comun, desigur, Halloween-ul. Datorită mixului de componente supranaturale, dar și a istoriei ce încearcă combinarea elementelor horror cu comedie, producția a primit o apreciere confuză. Unii au rămas dezamăgiți din haosul dintre personaje și idei, alții, din contră, au apreciat trimiterea spre renumitele Creep Show, Halloween-ul despre care am vorbit mai sus și aventuri în Casa Morții, dar și decorul bine organizat. Filmul nu are început sau sfârșit, bine conturat, și ne va povesti 5 întâmplări ce au avut loc în noaptea de Halloween. Astfel vom face cunoștință cu un cuplu care va primi o lecție că obiceiurile acestei sărbători trebuie respectate. Profesorul amabil, care de fapt este un maniac în serie. 5 școlari făcând glume proaste, fete adolescente la un party de vârcolaci și bătrânul care primește răzbunarea cuvenită. Dar toate cele întâmplate vor avea loc sub supravegherea atentă a spiritului Halloween-ului. Micuțul Sam, răul pur cu fața ascunsă într-un sac. May. Tânăra May niciodată nu a fost populară. Prea ciudată și retrasă, eroina principală nu a reușit să-și facă prieteni. Plus la toate, mai era și încrucișată. Unica pe cine o considera prieten a fost păpușa dăruită de maică sa cu îndemnul: dacă nu-ți poți găsi un prieten, fă-ți-l singură. Și chiar dacă nici nu o scoate din cutie, păpușa este singura cu care May își împarte secretele. Crescând mare, protagonista și-a pus lentile și s-a angajat la o clinică veterinară, convinsă că e timpul să-și găsească prieteni reali. Treptat, viața lui May prinde culoare. Ea face cunoștință cu simpaticul Adam și se îndrăgostește de el, mai bine zis, de mâinile sale. Între cei doi începe o relație, însă peste ceva timp, speriat de apucăturile stranii al iubitei, Adam o părăsește. Descurajată, May se lasă sedusă de Polly,
colega sa lesbiană, dar nici această relație nu durează prea mult. Dezamăgită de oameni și de lume în general, Mai își amintește de sfatul primit de la maică sa și în noapte de Halloween încearcă să-și facă singură un prieten perfect, bucățică cu bucățică. Porțile întunericului. Principala distracție înainte de Halloween este deghizarea în diverse costume înfricoșătoare și participarea la tot felul de armaroace cu tematica acestei sărbători. Excepție nu face nici eroul principal, profesorul Mike Lawford, care împreună cu feciorul său Charlie au venit la un bâlci mascat. Însă distracția nu a durat mult. La un moment dat, feciorul său dispare fără urmă. Căutările disperate a copilului nu au dat niciun rezultat. Trece un an fără nicio veste despre soarta băiatului dispărut, totuși părintele continuă să-și caute feciorul. Cu 3 zile înainte de Halloween, Mike începe să observe lucruri ciudate. În unul din autobuse, el îl vede pe Charlie, însă intrând în interior, nu-și găsește copilul. Autobusul îl aduce la o clădire pe care scrie „Plătește fantomii”. Exact aceste cuvinte îi spunea Charlie înainte să dispară. Intuind că astfel feciorul încearcă să ia legătura cu el, Mike înțelege că dispariția copilului nu ține de lumea materială, dar fiecare descoperire făcută tot mai tare îl apropie de forța supranaturală care an de an răpește copiii în ajunul sărbătorii de Halloween. Halloweenul lui Hubie. Dacă Adam Sandler este unul din actorii tăi preferați, inevitabil trebuie să vezi Halloweenul lui Hubie. Este adevărat că are un stil specific, chiar prostesc uneori, însă la general vorbind, nu este mai rău decât oricare altă comedie despre Halloween. În centrul atenției este Hubie Dubois, un om bun, dar cam naiv pentru vârsta sa. Din acest motiv, este ținta glumelor și a farselor oamenilor din localitate. În plus la aceasta, Hubie o cam exagerează cu datorie de cetățean responsabil și deja a plictisit poliția cu demersurile sale interminabile pentru orice fleac. Sărbătoarea preferată a lui Hubie este Halloween și deoarece el trăiește în orașul Salem, aici Halloweenul se celebrează cu o amploare deosebită. Însă anul acesta, sărbătoarea va fi diferită de cele anterioare. Localnicii sunt amenințați de un maniac evadat din spitalul de psihiatrie. Acum Hubie are posibilitatea în sfârșit să spargă stereotipul format despre el și să se manifeste ca un adevărat apărător al legii. Atât pentru azi. Apasă butonul de like dacă ți-a plăcut acest video. Mi-ar plăcea să ne scrii mai jos în comentarii ce planuri ai de Halloween în acest an și la care filme preferi să te uiți în această perioadă. Abonează-te dacă încă nu ai făcut-o și activează toate notificările pentru a nu rata și alte videouri interesante care ar putea să-ți placă. Ne auzim în videoul următor.